Profesorul Gerasim, o mare autoritate în lumea medicală, foarte apropiat profesorului Georgescu, îl iubea pe profesorul Georgescu, iar la rândul lui îl considera ca pe un tată. Încât îmi permiteți să citesc câteva fraze din ceea ce a afirmat, din păcate, în situația nefericită pe care o știm cu toții. Deci a plecat dintre noi fără să ne lase un cuvânt. Un om fermecător după ce l-ai cunoscut. Un om înțelept și drept, un cardiolog pentru care fiecare viață salvată era o bucurie. Dăruirea, priceperea și știința sa erau egalate numai de spiritul dreptății și responsabilității. În acest spirit a creat și condus centrul de cardiologie, a format cardiologi în Moldova și în țară și a îndrumat studenți.